Bună regăsire, stimați telespectatori! Vă spunem, iată, astăzi, așa precum vedeți, dintr-un mini-studio așa improvizat, într-un spațiu drag nou tuturor, este vorba de Muzeul de Istorie Roman. Iată, ne aflăm aici în sediul Casa Fălcoian, așa cum majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți. Suntem aici, iată, primiți așa de o gazdă bună, căutând să venim în fața noastră cu niște detalii și cu o dezbatere ca să remarcăm o serie de lucruri importante pentru noi, pentru toți, care se întâmplă aici. De data aceasta, iată, invitat doamna Otilia Mircea, muzeograf. Doamna Otilia Mircea, care este în cadrul laboratorului de restaurare, deci un punct foarte, foarte sensibil, ca să spun așa, iată, din cadrul acestei instituții. Doamna Otilia Mircea, gazda noastră frumoasă și bună, vă mulțumim, iată, este o atmosferă așa luminoasă, plăcută, de început de septembrie, numai bună pentru un dialog, iată, niște teme, o temă, de fapt, că nu sunt teme mai multe, o temă așa delicată, rezultată din însăși natura muncii pe care dumneavoastră o desfășurați aici în cadrul laboratorului, așa cum am spus. Mulțumim pentru găzduire și pentru generozitatea cu care m-ați primit. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vă împărtăși din ceea ce facem noi ca restauratori în cadrul muzeului. De asemenea, aveți urările noastre de bun venit întotdeauna în cadrul muzeului, în mijlocul nostru, pentru a împărtăși și celor din comunitatea noastră ceea ce facem noi ca slujitori ai acestei instituții. Da, aici și mulțumim pentru, iată, că ați întărit așa și ne bucurăm pentru că Topal TV, nu Vasile Danș Moroșan, Topal TV, subliniez lucrul ăsta, iată, se bucură de o bună primire întotdeauna în cadrul acestei instituții. Noi întotdeauna am căutat să fim prezenți așa, exact pentru că, eu știu, să ne îndeplinim menirea aceea de a crea o punte așa între, iată, ce se întâmplă într-o instituție de acest rang, de această importanță, și cetate, pentru că este important să știe ce lucruri minunate faceți aici, nu numai în laborator, în general vorbind, dar punctual de data aceasta. Și v-aș întreba așa, să o luăm pentru cei de acasă, pentru că sigur noi ne-am mai întâlnit și cu alte prilejuri, însă nu știu cât de punctual pe, iată, munca noastră. Doamna Otilia Mircea, după opinia mea, aș încerca așa, chiar cu o metaforă, este o poezie. Adică dacă poetul ia cuvintele și le... Nu, da, dar ești, îi lăsăm pe aia, ăștia la alții mai cu rimă și cu rit, da, așa, și iese, sigur, cu lucrarea Duhului Sfânt, iese minunea aceea care ne încântă sufletele, dacă îmi permiteți comparația, domniile voastre acolo faceți cam același lucru, numai cu altfel de material. Bine am zis? Eu consider, într-adevăr, că restaurarea este o știință și o artă în același timp. Dar, în primul rând, este o știință pentru că ceea ce facem noi în cadrul laboratorului presupune un proces complex și multiplu în același timp de îmbinare a unor activități, nu neapărat de poezie, cum ați spus dumneavoastră, ci mai degrabă de activități care presupun tratamente care pun în valoare obiectele pe care noi le lucrăm. De asemenea, restaurarea este și o artă. În urma restaurării, obiectul trebuie să arate așa cum a fost el conceput inițial. Practic, restaurarea, în termen general, asta înseamnă aducerea obiectului la modul în care a fost conceput, cât mai apropiat de original. De cele mai multe ori încercăm să facem acest lucru, dar dacă avem posibilitatea să lucrăm pe obiecte mai puțin afectate de trecerea timpului și de mediul în care acestea au zăcut, lucrul este foarte greu de realizat. În regulă, v-aș întreba, doamna Mircea, de câte vreme faceți munca asta? De 20 de ani.
Deci anul acesta am împlinit 20 de ani, pe 1 august, de când mă ocup de ceea ce înseamnă restaurarea și conservarea obiectelor de patrimoniu. Și dacă tot ați amintit de anii pe care eu i-am petrecut în cadrul instituției, aș vrea și eu să mai reamintesc încă o dată că Muzeul de Istorie din Roman a fost înființat pe 1 septembrie în 1957 și nu e chiar de mult perioada când s-au împlinit, deci 58 de ani, de la înființarea acestei instituții. Da, o instituție care, nu știu, eu nu m-aș risca să intru în detalii foarte punctuale, dar în general vorbind, ca idee, ca poziționare în, eu știu, pe tabloul instituțiilor de acest tip din țară, știu că a fost foarte apreciată, chiar un premiu important, dacă mă puteți ajuta, în dreptul Muzeului de Istorie, știu eu că este consemnat în această istorie relativ sau aparent scurtă, pentru că, iată, și o să discutăm mai departe așa, tot ceea ce se întâmplă aici dă o greutate acestei vârste, repet, subliniez, aparent tinerele, așa, la 58 de ani, încă omul mai zburdă, mai, nu? Așa, nu? Da, bine, aș vrea să amintesc despre acest premiu pe care l-a primit distinsul cercetător Vasile Ursachi. Este, practic, domnia sa ca fondator al muzeului și director al instituției timp de 47 de ani. S-a zbătut foarte mult să avem un muzeu care să reprezinte la pe plan internațional chiar ceea ce noi avem ca și obiecte, nu doar la nivel național. Iar în 1996, domnia s-a primit un premiu, în urma căruia s-a făcut expoziția pe care o avem în clădirea, în Palatul Nebruzi, situl arheologic de la Brad. Da, un sit unde, iată, ați spus, se leagă de numele domnului profesor doctor, da, bine spun, domnul Vasile Ursachi. Chiar astăzi n-am văzut, n-am salutat, o bucurie să te revezi cu astfel de oameni care, iată, au pus Romanul și din această perspectivă pe harta aceea mare, importantă a României, ceea ce nu-i lucru de acolo, și mă întorc la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți gazda noastră bună și frumoasă de data aceasta. Pentru dumneavoastră, ca om, ca specialist, iată, de 20 de ani aici, o viață de om, trebuie să spunem și lucrul ăsta, deja fata s-a mărit, are și copii, îi merge la școală în 20 de ani, dacă își pune mintea așa la mine, maramure, să mă întâmple o dată. Acum, sigur, împunând așa și cu aspecte de genul ăsta, mai, pentru dumneavoastră, ca om, ca specialist, cum ați trăit momentul ăsta când, iată, instituția unde, cum am spus, sunteți de atâta vreme, s-a bucurat de o apreciere la maxim, ca să spun. Deci este o apreciere pe care o avem și o purtăm cu mândrie, noi ca specialiști, dar nu neapărat premiul pe care domnia sa l-a adus în cadrul muzeului, ci mai mult decât atât, materialul arheologic pe care domnia sa l-a descoperit în diverse puncte de cercetare din împrejurimile Romanului. Mai mult decât atât, avem descoperirile de la Brad, este vorba de situl arheologic din Comuna Negri, județul Bacău, unde domnia sa a efectuat cercetări arheologice pe o perioadă foarte mare de timp, iar de acolo, practic, avem o bogată colecție de obiecte despre care am și spus unele importante și de interes național, dar poate chiar și internațional. Ca să nu trec așa, pentru că eu sunt convins că cei de acasă, știți, de multe ori, iată, în astfel de dialoguri, se discută foarte tehnic, foarte pe specializare. Eu prefer așa să dezvăluim celor de acasă, telespectatorul Topal TV, și omul Otilia Mircea. Cum ați ajuns aici, doamna Otilia Mircea, în ideea că știm cu toții, la tinerețe, ori ne alegem, ori ne alegem. Cum a fost la dumneavoastră? Eu nu prea am avut de ales.
În momentul în care am terminat facultatea și am ajuns la Roman prin căsătorie, mi-am căutat un loc de muncă. În învățământ nu am avut posibilitatea să prind o catedră, iar singurul loc disponibil era cel de la muzeu. Am participat la concurs, am fost angajată ca muzeograf. Pe atunci nu știam ce înseamnă restaurare, ce ar trebui să fac în cadrul muzeului, dar am fost nevoită să învăț. Și am urmat ceea ce impunea meseria pe care o fac, cursurile de perfecționare prin Ministerul Culturii. Mi-am dat atestatul pentru a putea lucra pe obiectele de patrimoniu, în special pe obiectele din metal, care îmi sunt și cele mai dragi. Iar mai apoi mi-a plăcut ceea ce fac și am învățat tot mai mult. Poate că și facultatea pe care eu am urmat-o mi-a venit în ajutor. Eu am terminat geochimie în cadrul facultății de geologie din Iași. Și pe parcurs am învățat ce am de făcut, mi-a plăcut și spun eu că m-am și perfecționat, ca să nu fiu nici foarte modestă. Așa, modestă. Nu mă înșel eu când aveți un doctorat, dacă... Da, mai întâi să a fost, două, deci mai întâi nu vă sfiți, pentru că nu-i desfiat. De expert pe conservarea obiectelor din metal, iar după aproape 10 ani de muncă am susținut un doctorat în cadrul Universității Gheorghe Asachi din Iași, cu o temă referitoare la procesele de alterare a obiectelor arheologice. Da, interesant. Știți, acum că eu mai am șugubețenii așa din când în când în cadrul dialogurilor, spuneți la un moment dat că vi stare dragi obiectele din metal, așa. Norocul dumneavoastră că, nu știu, nu lucrați la muzeul din Deva, de pildă, ca să... Eu mai știu pe cineva care erau foarte dragi obiecte, dar în alt palier, așa, în alt context. În alt context. Și ca să continui în nota serioasă, ca să spun așa, am făcut o paranteză așa mai șugubață. Cum a fost prima întâlnire cu minunea? Copilul tânăr, venit, iată, visător, că o să facă, o să reușească. Mă gândesc că e o emoție deosebită. Mă gândesc că și acum aveți emoții când vă întâlniți cu minunea. Da, pentru că de fiecare dată avem alte cazuistici. Vorbim aparent aceeași lucru, dar... Exact. De fiecare dată primim obiecte de podoabă, de exemplu, sau primim monede la restaurat, dar de fiecare dată avem alte situații, alte cazuistici. Procesul de restaurare nu se face la întâmplare, doar că două dintre obiecte seamănă între ele. Fiecare trebuie studiat, trebuie analizat, trebuie să îi determinăm exact cât de degradat este obiectul respectiv și abia apoi intervenim cu tratamente pentru a-l aduce, așa cum am spus, la metalul acela lucios și cum arăta odinioară. Este o muncă destul de complexă și poate că potențialul tocmai de aici decurge, că de fiecare dată trebuie să recurgem la noi soluții. Prin comparație cu ceea ce am făcut în trecut, prin analogii cu ceea ce au mai făcut colegii din țară, pentru că important este să vedem și alți colegi cum lucrează, cum este pus în valoare materialul arheologic, cum sunt puse în valoare obiectele de patrimoniu, pentru a ne alinia în ceea ce privește restaurarea, conservarea, valorificarea, practic, acestor obiecte. Avem aici, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, iată, cei care vizitează Muzeul de Istorie, în speță sediul de peste drum de noi, deci Palatul Nevruții. Așa. Avem niște comori acolo, se poate spune așa, în termeni ăștia, sau exagerez eu acum? Eu știu din dragoste, din patriotism, nu știu, eu așa simt. Eu consider că sunt comori. Este zestra pe care noi o avem. Este importantă pentru noi, pentru comunitatea romașcană, dar nu numai pentru noi.
Și important este să cunoaștem ceea ce facem și ceea ce avem și de unde ne tragem. Ce înseamnă pentru, nu știu, iată un tânăr, de acum, din anii ăștia, să știe cum stau lucrurile, tinerii au preocupările lor, la muzeu mai cu clasa, mai așa. Cum i-ați povesti așa, într-o poveste frumoasă, iată, ca să-i meargă la inimă, să-l legați de toate aceste comori, prin prisma muncii pe care o faceți acolo. Eu tot la poezie rămân, să știți, eu am geam cu așa, pentru că v-am spus, cum poetul adună cuvinte și dă așa o minune, așa, la dumneavoastră adunați și puneți și faceți, refaceți, de fapt, o întregă. Cum i-ați povestit să se-i meargă la inimă așa toată lucrarea asta? Noi chiar avem o poveste, dar nu se adresează chiar tinerilor, se adresează copiilor mai mult. Deci se adresează copiilor. Este o poveste prin care încercăm să îi familiarizăm cu ceea ce avem în cadrul muzeului. Recunosc că este o mare provocare pentru noi să ne adresăm unor copii de 6 ani, 7 ani, până în 12 ani și să le vorbim despre obiectele din Muzeul de Istorie, în condițiile în care ei nu sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă istoria, cu ceea ce înseamnă dovezi arheologice. Și atunci noi am conceput o poveste plecând tocmai de la munca noastră din laborator. Dacă în cazul ceramicii, a vaselor din ceramică, povestea este foarte frumoasă în sensul că aceste vase sunt descoperite de cele mai multe ori în săpătura arheologică sparte. Și de acolo din pământ arheologul le aduce în cadrul laboratorului, unde rolul nostru al restauratorilor este acela de a selecta fiecare obiect și de a lipi pentru a reface vasul întreg, ne este ușor pentru că facem o comparație cu jocul puzzle. Și copiii înțeleg că în urma unui astfel de joc rezultă o ceașcă, o fructieră, o amforă, un vas de provizii. În ceea ce privește metalul, unde nu există nicio noțiune despre ce înseamnă metal, le povestim despre bănuți și ei cunosc, știu că bănuții sunt bănuți, sunt atrași de arme. Deci rețin câte ceva, ne este în schimb mult, mult mai greu și de aceea de multe ori noi le povestim doar despre ceea ce se întâmplă în laborator cu obiectele din ceramică. Să spunem, pentru că iată am atins, să spun așa, acest capitol din discuția noastră, să mai dăm din casă legat de povestea asta și să spunem că nu-i de azi de ieri, iată, această legătură. Practic este vorba despre un proiect care are o continuitate și eventual să numim și cei care mai susțin acest proiect, pentru că știu că sunt o serie de parteneri, cum ar fi așa tabloul ăsta, așa mai pe larg. A început să se dezvolte tabloul mult, pentru că acest proiect a fost început în anul 2009, a continuat până în 2012, a urmat o pauză pentru că eu am avut o colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și am participat la o bursă de cercetare postdoctorală, iar acest proiect a fost reluat de anul acesta. Și cred că am făcut foarte bine, pentru că dacă la început mai aveam anumite lucruri de învățat, anul acesta am corectat greșelile pe care le-am făcut atunci când ne-am adresat copiilor, iar anul acesta ne-am derulat proiectul intitulat Cultură, Artă și Educație într-un mod cu totul nou, mult mai atractiv pentru cei mici. Și poate din acest motiv am avut și un număr foarte mare de copii care au vrut să participe la acest proiect. Au participat în jur de 146 de cadre didactice din 12 unități de învățământ, din școli și grădinițe. Au fost în jur de 2000 de copii care au participat la proiectul nostru. Și am avut ca rezultat final o expoziție cu lucrări de ale copiilor
o expoziție extraordinar de frumoasă care ne-a provocat să mergem un pic mai departe și de a prezenta lucrările copiilor într-un album. Noi, inițial, atunci când am încheiat acele parteneriate cu școlile, le-am propus premiera copiilor a celor mai frumoase lucrări. Premiera într-un cadru festiv, dar având atât de multe lucrări frumoase, ne-a fost foarte greu să alegem și cred că premiul care se va reîntoarce către copii va fi acest album pe care vrem să îl avem și va fi o lansare făcută cât de curând, la care o să vă așteptăm. Cât mai curând posibil, vă anunțăm. În regulă. Asta în contextul în care mă gândesc că știu și din alte experiențe, iată, sunt la nivel de român, de instituții, de doamna Carmonica, de pildă, aș da o exemplu, apropo de lucrări, tot așa le adună. Știți, e o manieră de a păstra și de a pune temelie la o istorie a unor evenimente pe care, când o să crească acești copilași, bănuiesc că o să le savurez așa. Și asta spun că nu cred că e ușor de făcut și un album dintre ăsta. Aici sunt o grămadă de chestiuni care concură ca să iasă un lucru bun, evident. Tot aici aș vrea să mai rămânem un piculeț așa, pentru că, iată, mai avem un pic din această primă parte a dialogului nostru. Știu că am participat, am făcut o știre, am trecut prin așa, când au fost copilași, cât credeți că rămân, dumneavoastră să spuneți, eu aș bănui, cei de acasă cu siguranță ar bănui, așa, de amprentați, ca să spun așa, iată, acești minunați, cât ca niște bureți, așa, numai să le dai, că îi adună la greu, așa, cât credeți că, și ca zidire pe termen lung, așa, cât credeți că... Cu siguranță, ceea ce am făcut noi în cadrul școlilor va rămâne în inima lor, în inima copiilor. Am avut situații când un copil, deși a primit o singură lucrare, mi-a trimis la muzeu două lucrări. Deci am avut situații când copiii mi-au trimis mai mult decât am cerut noi. Și sunt convinsă că lucrând pe acele vase pe care noi le-am lăsat ca și șabloane în cadrul școlilor, au rămas cu imaginea vasului pe care după aceea l-a regăsit în cadrul muzeului. Da. Vă rog. Nu, interesant, adică știți, deloc întâmplător și o să pun în punct, v-am întrebat pentru că, iată, pas cu pas, că poate așa, știi, dacă ți-e inima flacără să faci mereu ceva, faci prin mineția, eu știu, ceea ce îți cere societatea până la urmă ca responsabilitate, iată, în locul acela. Dar, iată, poate că de puține ori avem așa ispita să ne gândim pe termen lung. Sunt sigur că în acești copii poate să vor întoarce în timp, în alte instituții. Ceva se întâmplă minunat oricum și îi dăm de remarcat, iată, acest demers al dumneavoastră. O să punem un piculeț telespectatorii așa într-o scurtă pauză, le servim o scurtă pauză, după care o să revenim. Revenim, stimați telespectatori, iată, în a doua parte a dialogului nostru, aici, la Muzeul de Istorie Roman, cu doamna Otilia Mircea, muzeograf, specialist în restaurare în cadrul laboratorului de specialitate de aici, de la Muzeul de Istorie Roman. Doamna Otilia, încă o dată, mulțumim pentru amabilitatea de a fi acceptat acest dialog. Între timp, iată, avem aici în decor, pentru că am încheiat prima parte a dialogului nostru discutând despre maiaștrii copilași care vin aici la dumneavoastră ca la, nu știu ce să zic, că nu-mi vine mie acum, chiar cum mi din inimă plecat așa, vin cu drag oricum și iată, pe termen lung am spus, doamna
Otilia Mircea. Haideți să spunem că nu ne-a auzit nimeni ce am vorbit până acum, că nu eram perec, așa. Dar ce e minunat până la urmă și iată, eu am anticipat așa la bunul simț că se poate întâmpla și una ca asta. Aici este un copilaș care ce zicea copilașul acolo? Am luat la un moment dat păreri de la copii. Deci ne-au scris cu mânuța lor impresii despre proiect, cu ce au rămas în urma proiectului, câteva cuvinte. Și chiar unul dintre copii mi-a mărturisit că poate într-o zi o să ajungă arheolog. Deci semnificația muncii noastre, colegului nostru mai exact, pentru că l-am dat ca exemplu pe cel care se ocupă de descoperirea acestor obiecte, a rămas întipărită și l-a impresionat, i-a plăcut și poate chiar într-o zi, cine știe, va ajunge acel copil în cadrul Muzeului de Istorie din Roma. Poate. Va fi următorul, ceea ce e minunat să... Nu, cine, parcă Michelangelo spunea că nu e așa, maestru trebuie să lasă în urmă ucenici care să vină și chiar să-l întreacă. Să așa, dacă nu mă înșel, Michelangelo spunea asta, dacă... Așa. Da, minunat. Revenim la om, Otilia Mircea, pentru că, iată, așa cum am spus și cum am încercat și câte ceva am dezvăluit din ceea ce înseamnă această muncă, așa... Care a fost momentul, eu știu, dacă ați marcat în sufletul noastră eventual așa o bornă imaginară în care, zic așa, v-ați împăcat cu minunea, v-ați dat emoția aceea prima legată de întâlnirea, iată, cu această muncă deosebit de migăloasă, asta pe de o parte și foarte importantă în raport cu iată, tot ceea ce semnifică, nu? Emoția cea mai puternică am avut-o atunci când a fost nevoie să fac practică în cadrul actualului centru de restaurare de la Iași. Întâlnirea cu profesorul care m-a învățat practic ce înseamnă restaurarea, cum se face restaurare în mod științific, cum ar trebui să lucrăm noi în cadrul unui laborator, a fost foarte importantă și momentul cheie de unde eu am plecat. Recunosc că atunci am avut noroc, pentru că uneori poți să fii un restaurator bun toată viața, dar să nu ai norocul să ai o piesă extraordinară care să se lege de numele tău, adică să-ți lași numele legat de acea piesă ca și restaurator. Eu am avut norocul să lucrez pe o piesă din cadrul instituției și în urma practicii pe care eu am făcut-o la Iași, sub supraveghere, deci, am reușit să învăț să fiu și restaurator în condițiile în care tratamentele sunt foarte dificile și totodată să am și satisfacția împlinirii, pentru că acea piesă pe care eu am lucrat atunci reprezintă o valoare pentru muzeul nostru și pentru ceea ce înseamnă bunul de patrimoniu. Putem să spunem și despre ce e vorba și eventual, pentru că tot se uită atâta lume, unde ar putea să o admire? Da, iată, este vorba de o diademă din perioada medievală, secolul XIV, pe care am primit-o spre a fi lucrată de la domnul director Vasile Ursachi, deci mi-a înmânat-o atunci, fiind și baza de la care eu am plecat, este și lucrarea mea de atestat, practic. Și de aceea spun că am avut o piesă foarte frumoasă, la care am lucrat foarte mult, am pus-o în valoare, spun eu, și de fiecare dată când merg în expoziție, trec, o văd, este neschimbată și sunt totuși atâția ani care au trecut și e la fel de frumoasă ca atunci când am lăsat-o pentru a fi admirată și de către cei care vin în vizită la muzeu.
Spuneți așa, doamna Otilia Mircea, și pe mine mă prindeți pentru că eu cu poezia, cu poetul, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, evident. Așa, gata, eu vreau să văd diadema de acum, să știți, și sunt convins că mulți este care așa o să dorească același lucru. Și v-aș întreba așa, poate părea copilărește ce întreb eu acum, cât, lăsând priceperea, iată, după atâta, apropo, la câtă vreme s-a întâmplat să primiți o astfel de, ca să înțelegi, de la cine? De la domnul Vasile Ursache, care mă gândesc că nu dădea oricui. Nu ne lăudăm, nu mă spunem. La câtă vreme după ce ați intrat în muzeu s-a întâmplat? Cu aproximație măcar. Deci erau câțiva ani. Erau ceva. Erau că am făcut cursurile prin Centrul de Perfecționare de la București, urmam practica la ea și eram în perioada de pregătire profesională, de practică, deci prin, în 99. Da, deci după deci niște ani. Deci în 1999. Și acum să continui și ce am început să spun. Cât omul, că eu am un bâzdâc, nu? Suntem meseriași, suntem, da, profesional corect, nu, cum să spune, ca și politic, cum că muși limba, așa, dar sufletul, ai o diademă, cine o pune? Nu știu, ce înseamnă pentru, iată, pentru dumneavoastră, punctual, că noi vorbim aici, cât transfer de ființă pune? Cum e nebunia interioară când ai așa ceva de făcut? În general, în cazul obiectelor de podoabă, se simte această emoție. Și mai ales pentru o doamnă. Inelușe, deci inelușe, cercei, pandantive. Deci, cu siguranță, este o plăcere mult mai mare de a lucra la astfel de obiecte. Pe când obiecte comune, obiecte de uz casnic, cuțite sau, eu știu, orice fel de obiecte pe care le-au folosit în gospodării, sunt privite ca și obiecte pe care trebuie să le lucrăm, nu le lăsăm deoparte. Dar, de celelalte au o încărcătură emoțională, așa mai... mult mai atractive pentru mine ca restaurator. Și cred că pentru orice restaurator. Cu siguranță. Obiectele de podoabă sunt... Și mă gândesc că și pentru cel care le vede odată, iată, de la noastră, pusă în lumina, nu-i așa, acolo în vitrina, la muzeu, ca vizitator. Eu aș spune, apropo de, iată, de aceste emoții, am făcut armată la, mă rog, mai prins așa, mai un an și jumătate, în cetate la Arad. Multă lume știe o unitate militară acolo și vă mărturisesc că stăteam și zic, cetate, da, sigur, transformată în cazarmă, însă tot curțile interioare, tot trandafiri pe acolo, pe lângă ale, și stăteam seara, eu romantic din fire, așa, nu vă uitați că-s meu, dar romantic, incurabil, așa, și acolo, și-am scris niște poeme acolo, așa, și stăteam seara, așa, când erau serile frumoase, așa, și îmi imaginam eu cum, cine trecea pe acolo de mânuță, așa, o doamnă îmbrăcată de epocă, și aveam chestia asta și îmi plăcea tare mult să mă transpun în atmosfera, bănuiesc că același lucru se întâmplă. Unde ar putea să spună, sau dacă ar putea să spună, iată, un profesionist care face ceea ce faceți dumneavoastră, că gata, ok, sunt păcai, aici știu, aici, sau fiecare obiect îți dă ceva de acolo? Surprize pot exista. Deci surprize pot exista, dar așa cum v-am spus, restaurarea nu începe deodată. Deci până la procesul de restaurare au loc o serie de analize. Deci obiectele sunt analizate pentru a determina compoziția de bază a metalului, pentru a determina gradul de degradare. Avem obiecte care sunt atât de degradate încât doar produsul de coroziune sunt puternic mineralizate, iar forma lor este susținută doar de produsul de coroziune și riscul de a pierde un astfel de obiect este foarte mare. Și așa cum spuneam, deci înainte de a ne apuca de un proces de restaurare, trebuie să vedem obiectul în sine, ce nevoie are și care sunt nevoile pentru a interveni așa cum trebuie. Cu siguranță pot exista uneori și surprize când considerăm că unele obiecte sunt mai ușor de restaurat și vedem că în timpul procesului, de fapt, se comportă un pic diferit, sunt mult mai dificile, mai fragile
Și atunci, deși nu lucrăm cu substanțe dure, noi trebuie să intervenim astfel încât obiectul acela să fie stabilizat și să-l susținem prin materiale diverse ca să poată să aibă o conservare pe o perioadă cât mai îndelungată. Da. Ce v-aș mai întreba? Pentru că, iată, fără discuții, fiecare am avut, sau avem, purtăm în suflet așa, ca un reper așa, asta legat de profesie, un maestru sau măcar un maestru, cât de important, așa, în această profesie, cât de important este rolul maestrului sau al maestrilor? Că mă gândesc că nu a fost doar unul, mai cu seamă că aici e foarte complexă munca dumneavoastră. Este foarte important, este foarte importantă persoana care te formează. Pentru că poate să ți însufle acea dragoste pentru obiecte, poate să îți arate ceea ce trebuie să faci, dar în același timp trebuie să ai și deschidere pentru astfel de muncă. Este o muncă migăloasă, nu este o muncă care poate fi făcută într-un timp foarte scurt, este o muncă care permanent trebuie ținută sub control. Obiectele necesită supraveghere atunci când sunt supuse unor tratamente chimice. Și pentru astfel de muncă trebuie să ai, deci, și o deschidere. Nu este foarte, foarte grea, ca să spun acum că nu mai putem de responsabilitățile. În este o mare răspundere. Responsabilitățile să sunt foarte mari. În exact. Lumină. Exact. De fapt, o părticică din istorie, un cerceluș de la om poate semnifica enorm de mult. Adică știm, atâtea descoperiri, nu numai de la noi, și iată și de la noi. Păi m-aș duce numai că am zis eu de Deva, așa că mă gândesc că visul oricărui restaurator, nu, exact ce a spus cu diadema. Apoi când te potrivești să pui mâna, ai fiorul, ai pus pe o brățară dacică din aur masiv, o pus ei mulți mâna și uite, n-o pus și ne trebuie, că aici ai partea dramatică, așa. Păi acolo mă gândesc că totul e ființa în tine, când, nu? Ca să ai un astfel de privilegiu să faci așa ceva. Cum sunteți? Iată, nu e așa? V-am prezentat muzeograful nostru, muzeograful altul. Nu e? Acum, nu vreau, Doamne ferește, să vă încurc, dar faceți parte dintr-o schemă, nu e așa? În ansamblu acesta înseamnă muzeu. Cum sunteți priviți, iată, cei de la restaurare? Eu știu, poate mai... Veriga de legătură. Cum stau? Deci, veriga de legătură. Sau eventual, nu știu, poate gelozii, poate... Nu. Noi ne completăm, spre exemplu, eu ca restaurator trebuie să am o foarte bună colaborare cu arheologul. Arheologul îmi poate da un prim indiciu asupra materialului pe care l-a descoperit. Contextul în care a fost descoperit un obiect poate să ne spună foarte multe despre starea de sănătate și am să detaliez un pic aici. Iar dacă nu există această colaborare strânsă între arheolog și restaurator, este mai greu de realizat. De cele mai multe ori există o bună colaborare. Eu personal am avut o colaborare foarte frumoasă cu domnul director Vasile Ursachi, cel care a fost, așa cum v-am spus, arheolog până la ieșirea la pensia dumnealui. Deci până în anul 2004, iar din 2004 am avut o strânsă colaborare cu tânărul nostru arheolog, cercetător George Hânceanu. Și tot doctor, dacă nu mă înșel, om cu doctorat, este doctor, nu? Da, este doctor și pasionat. Și pasionat. Practic, domnul Ursachi ne-a insuflat dragostea pentru obiecte. Eu cel puțin respect ceea ce dumnealui a descoperit, indiferent că sunt fragmente, uneori tocmai acele fragmente mie mi-au adus mari satisfacții. V-am spus, am să detaliez și chiar dacă sunt obiecte mari, obiecte frumoase, obiecte de podoabă, deci eu am privit întotdeauna cu dragoste acele obiecte care, indiferent dacă au fost mici, dacă au fost resturi, dacă au fost mari, pentru că uneori surprizele pot să apară
chiar din depozitele muzeelor, chiar de la piese care sunt fragmentate, care nu mai pot fi expuse, dar care pot să transmită foarte mult. Mă refer aici la obiectele pe care domnul Ursachi le-a descoperit pe șantierul de la Gabăra. Deci Muzeul de Istorie a fost înființat în anul 1957, iar primele săpături au fost efectuate de către domnul Ursachi la Moldoveni, pe dealul Gabăra, iar de acolo au rezultat o serie de obiecte pe care eu le-am studiat în cadrul tezei de doctorat și pe care le-am putut valorifica în ceea ce privește anumite diferențe ale obiectelor din mediile de zacere, unele fiind descoperite în urne și care s-au comportat într-un fel atunci când au fost descoperite, prezentau o anumită stare de conservare, altele fiind descoperite în gropi, deci în profilul solului, și care prezentau o altă stare de conservare, deși proveneau, deci, din aceeași perioadă istorică. Da, foarte important. Iată, sunt sigur că oameni buni, mă uit la cei de acasă aici, iată, ne bucurăm împreună de prezența doamnei Otilia Mircea, iată, un profesionist cu atâta experiență, însă povestea e mult mai complexă și încercăm să facem să înțelegeți așa niște repere nodale, a spune, ale acestei îndeleniciri minunate, fascinante, de la mine așa se vede, așa, pentru ca mai departe, când veniți, domnile voastre, acolo, la muzeu, și bine ar fi să veniți cât de des și că aveți ce vedea aici, așa, să realizați, cum să spun, ce înseamnă, iată, această repunere în valoare a istoriei, până la urmă, că despre asta discutăm noi, așa că este fala noastră să ne știm, să ne raportăm corect la rădăcini și, dacă se poate, în manieră cât mai complexă. Iată, mi-aș permite încă o secundiță, trăim în niște vremuri tulburi, în care mai unii alții, asta o spun eu, nu-i dreptul dumneavoastră, nu ne-ar vrea chiar așa în locul nostru și, de pildă, am citit recent la Alba Iulia o descoperire arheologică foarte importantă, care spune foarte mult despre poporul român, astupată Fuguța, pentru că așa au vrut cineva, nu știu, la Budapesta, la Bruxelles, de la unde au vrut, ceea ce mie, ca român, nu-mi priește deloc și probabil cineva se va gândi să pună deci după rană acolo, că nu se cuvine așa ceva. Doamna Otilia Mircea, nu știu, iar poate părea așa, într-un fel ați remarcat, există obiecte mai importante și mai puțin importante care vă trec pe mână? V-am ispitit deci... acum în Sfânta Sărbătoare. Da, deci... mai importante pentru mine, ca să zic așa, ca restaurator. Mai importante în sensul că, așa cum am recunoscut, obiectele de podoabă sunt cele pe care aș vrea să le lucrez primele. Dar dacă sunt obiecte care necesită o intervenție urgentă, cu siguranță, deci acel obiect, chiar dacă este din fier, chiar dacă nu transmite foarte mult, dar are nevoie de o intervenție, va fi luat primul la restaurare. Cât de greu e în munca asta dumneavoastră, pentru că, iată, mă refer la obiectele din metal, ca să spun așa, din fier, impropriu spus, fierul e fier, e limpede, are forma lui. Așa, cele din metal, așa, pentru că mă gândesc că e și un mediu de lucru unde... presupune mai multe, nu, substanțe, chestiuni de genul ăsta. Laboratorul nostru este un laborator obișnuit de muzeu. Deci acolo au loc toate operațiile pe care noi le realizăm pe obiectele de patrimoniu. Este un laborator micuț, ce-i drept. Am dorit să avem și aparatură adecvată, din păcate, pentru analizele complexe pe care noi le facem. Suntem nevoiți să mergem la centrele de restaurare, dar ne desfășurăm activitatea, spun eu, în condiții foarte bune.
și optime, așa cum ar trebui să se lucreze într-un laborator. În cadrul laboratorului nostru de restaurare, chiar aș vrea să amintesc, deși nu avem aparatură foarte mare, avem un microscop, aici practic am avut primele rezultate pe care mai apoi le-am dezvoltat și în cadrul centrului universitar. E vorba de identificarea unor urme de fibre textile la obiecte foarte mici, la fibule, de exemplu, și atunci putem spune că avem rezultate și în cadrul laboratorului nostru. Am identificat urme de os, amprente, pe care le-am pus în valoare mai apoi, le-am expus cu diverse ocazii. Emoționant ce spuneți. La mine așa merge la suflet, pentru că e minunat, e fascinant să se umblați cu toate astea, să le redați nouă. V-ați fi dorit ceva în munca asta, în mod deosebit, și n-ați ajuns să vă bucurați? Ei, nu știu. Aici ați pus un deget pe rană, pentru că întotdeauna mi-am dorit un pic mai mult în cadrul laboratorului. Noi suntem un muzeu micuț în comparație cu alte muzee, dar am încercat întotdeauna să țin pasul cu colegii din celelalte centre de restaurare. Mi-aș fi dorit un centru de restaurare, recunosc. La nivel de Piatra Neamț, deci nu neapărat la nivel de Roman, la nivel de Piatra Neamț mi-aș fi dorit un centru de restaurare. Din păcate nu avem un astfel de centru. Mai există și personalul care ar trebui, să numărăm mai mulți puțin. La apel. Suntem foarte puțini ca personal. Suntem foarte puțini ca și specialiști și nevoia de personal ar fi mult mai mare. Da, ca peste tot, de altfel, în instituțiile de cultură. Mai mulți colegi care să se ocupe de restaurare. Da, deci aici a spus un deget pe rană, dar cine știe, poate... Da, poate, acest poate l-aud de când am făcut ochi și am început să pricep ce-i cu țara asta. Și ar mă uit acolo și ia ca mis bătrân, Moș Vasile, nu degeaba Moș Vasile. Așa, și tot rămânem la stadiul ăsta cu poate, poate. Sigur, acum nu dăm, Doamne ferește, dar am meritat mai mult pentru că avem o țărișoară, iată, vorbind strict legat de dialogul nostru, de contextul acestui dialog, avem încă multe de aflat și nevoia de specialiști ca dumneavoastră, așa, ca arheologi, iată partea veriga cealaltă, alți specialiști din muzee, din pune cum așa, este o nevoie acută și avem, pentru că identitatea noastră încă nu-i limpede, nu-i clarificată, nu-i, mai cu seamă că, am spus mai înainte, mai sunt și unii care nu ne vor în locul nostru, vor ca ei și așa. Bine, asta e altă poveste, poate cu altă ocazie. Mesaj, iată, în finalul acestui dialog, așa, către cei care, măcar o dată în viață, și-au propus din inimă, așa, fără condică la plecare, fără să treacă pe la muzeu, să trăiască, să vibreze acolo în fața vitrinei cu, nu știu, iată, o fibulă de aia care cine știe de ce să leagă, de multe ori poate nu știe. Mesajul meu ar fi următorul. Vă așteptăm la muzeu. Vă așteptăm să ne treceți pragul pentru a vedea ceea ce noi avem ca obiecte. Obiecte care, așa cum am spus, poate pentru comunitatea romașcană sunt cu atât mai importante pentru că sunt descoperite în zona Romanului și noi le avem aici, le păstrăm pentru cei care își doresc să lucreze mai târziu, poate chiar alături de noi în instituție. Sau măcar pentru cei cărora le pasă de țărișoara asta, că aici sunt așa. Și în mod special v-aș ruga pentru managerii instituțiilor de învățământ, iată, pentru profesorii de istorie, de pildă, că aici iar avem un punct sensibil.
Ce le-ați spune? La fel. Apropo de copii, da? Și apropo de... Deci, vă așteptăm cu drag la muzeu. În curând vom avea și lansarea albumului realizat în urma proiectului Cultura, Artă și Educație. Sperăm la începutul lunii octombrie. Vă așteptăm cu drag atunci pentru a împărtăși din ceea ce am realizat pentru acest album și din ianuarie toți cei care vor dori să se înscrie la proiectul nostru pentru următoarea zi de 18 mai, când sărbătorim Ziua Internațională a Muzeelor, cu siguranță vom fi aici pentru noi parteneriate. Lista fiind deschisă, nu-i așa? Doamna Otilia Mircea, mulțumim din suflet, iată, pentru că ați răspuns, eu știu, în mod pozitiv, că ați stat în fața romașcanilor. Încă o dată mulțumiri, succes în tot ceea ce faceți. Oameni buni acasă, mulțumim și domnilor voastre pentru că, iată, ați fost alături de Topal TV. Vă mai așteptăm, rămâneți cu noi.